specialiștii, profesioniștii care au fost instruiți în prestarea serviciilor adolescenților, periodic se întrunesc în cadrul centrului sau în afara centrului, deci și abordăm diverse subiecte sau diverse probleme care țin de adolescenți. Am continuat să lucrăm aici în teritoriu, organizând acele ședințe, noi le spunem ședințe de învățare colaborative, ședințe cu pedagogii, deoarece instituțiile de învățământ au fost instruiți doar câte 2-3 persoane. La așa ședință se adună o echipă, de exemplu colectivă, dintr-un gimnaziu, da? Sau asistenți sociali din raion, sau asistenți medicale, sau medici de familie. Nu adunăm grupe mari, adunăm grupe până la 20, ca să putem discuta. De multe ori sunt prezentate cazurile de violență sau de anxietate, stări depresive, stimă de sine scăzută a tinerilor. Și împreună cu specialiștii prezenți încercăm să găsim soluții la aceste cazuri. Uneori pedagogii vin singuri cu ideea: doamna doctor, haideți să discutăm problema aceasta, da? Abuzul de substanțe, să zicem, sau bullying-ul în școală, sau sarcina neplanificată, sau altceva. Și atunci, iată, dejdeocând această problemă, noi ne stăruim ca să unificăm mesajul. Toate acele ședințe sunt coordonate la nivel de Direcție Educație. Avem acorduri de colaborare cu toate instituțiile care au tangență în serviciul lor cu tinerii, cu adolescenți și tinerii. Această ședință durează un pic mai mult, durează undeva și două ori și ceva, și se discută o singură problemă, să zicem. Una care este la moment, nu știu, dureroasă pentru raion, sau dacă discutăm într-un gimnaziu dintr-un sat, poate o problemă care a apărut în gimnaziu. И когда педагоги это понимают, они меньше начинают злиться на детей, злиться на себя, потому что им кажется, что они плохие учителя, они не справляются. Просто важно понимать особенности. Особенности развития, особенности созревания головного мозга. Вербализуем часто проблемы, ceilalți специалисты, профессионалисты, cumva intervin și ei cu părerea lor, cu ideile lor, și astfel se obține o rezolvare colaborativă a anumitor situații problematice. Deci împreună lucrăm ca să rezolvăm problemele tinerilor.